Medicii atrag atenția și ne sfătuiesc să avem grijă de cei din jurul nostru, care pe un fond de vulnerabilitate ar putea fi în pericol de suicid. Persoanele care intră de obicei în stare depresivă, deci o dispoziție mai proastă, ca să nu spunem neapărat depresie, pentru că a fi depresie trebuie să primească un diagnostic. Și atunci o dispoziție mai proastă, o stare depresivă, ajung în această stare de sărbători persoanele care sunt singure, în general în această perioadă, care au trecut printr-o despărțire, care nu au un grup social prea dezvoltat și nu își poate forma din el un suport. Și în momentul în care toată lumea se strânge în jurul familiei, în jurul prietenilor și ei rămân singuri, apare această stare care este firească ca și tendință, dar care poate fi contracarată prin diverse atitudini, activități pe care le poate întreprinde persoana respectivă. Cea mai întunecată fază ar fi cea sinuciderii. Sunt persoane care nu mai întrevăd absolut nicio speranță și îndeoseb persoanele care nici nu au curajul de a cere ajutor. Este foarte important ca persoana să conștientizeze că are dreptul să ceară ajutor celorlalți, nu, măcar în primul rând celor apropiați. Trebuie ca cineva să știe despre stările prin care trece, să poată discuta, pentru că doar chiar și simplu fapt de a împărtăși ceea ce simte și ceea ce trăiește îl poate ajuta. Remediile care ne ajută să ieșim din stările de depresie sunt simple și centrate pe propria voință. Psihologii ne sfătuiesc să ne stabilim foarte bine prioritățile. În primul rând, să intre în contact cu ceilalți. Să caute în cercul de prieteni o persoană în care să aibă încredere, o persoană care nu judecă și care i-ar putea fi suport în durerea pe care o are. De asemenea, dacă este o persoană care a fost implicată foarte mult în activitatea profesională, să-și îngăduie o pauză, să se relaxeze, să se odihnească, că e vorba și de odihnă, și să se implice în activități care îi produc plăcere, care îi aduc bucurie. De multe ori suntem atât de angrenați în circuitul nostru profesional, încât uităm să ne acordăm mici pauze în care să ne oferim mici bucurii. Nu uita, bucuria pornește din noi înșine și dacă avem o atitudine pozitivă, avem toate șansele să ne bucurăm de viață.